E acolo un cățel care am văzut că are un bidon în cap. Uite, săracul, are un bidon în cap și nu cred că poate să respire. Deci nu cred că îl vedeți. Stai așa că vreau să încerc să îl scot. Mamă, e cu apă. Deci are bidonul cu apă în cap. E un cățel mititel, are bidonul, are capul prins de fapt în bidon. Ia, ține puțin. Ține puțin aparatul, te rog. Trebuie să nu mă muște. Hai. Deci are apă în bidon, vezi? A, săracul a vrut să bea apă. Hai. Hai. S-a agățat, vezi? Are apă. Poți să-l scoți? Hai grijă. Așa, așa, așa. Blând. E cu minte. E cu minte, nu fac. Ai grijă. Sper să nu mă muști. Gata, dă-i drumul. Dar aruncă asta. Ce ai făcut, sărac? Băi, deci murea sfocat. Aruncă ea. Deci, pe bune, murea sfocat cu ăsta. Dacă nu-l scoteam, deci treceam acum pe drum și dacă nu-l scoteam... Aruncă-i sticla să nu-și mai bage cap în ea. Gata, lasă-l, vezi. Gata, gata, tătu, bravo, bravo, bravo. Să nu iasă în drum, mă, că e amețit. A scăpat de undeva. Da, a scăpat, cred că de undeva. Vrei grijă să nu iasă în fața... Da, să nu fac pe stradă. Deci eu acum sunt exact la pădure aici, de unde vin de obicei. Poți să-i scoți și aia de la gât ca... Ei, lasă, asta când are nimic. Să nu se prind. Poate să duce acasă, știi? Se duce la casă. Gata, gata. Hai grijă la mașină. Ia. Gata. Salutare, prieteni! Pentru cei care nu mă cunosc și sunt noi pe canalul meu, eu sunt Bogdan Hriscu și după cum ați văzut imaginele anterioare pe care le-am filmat chiar ieri și... Deci nu m-am putut abține să nu filmez pentru că vreau ca să trag totodată un semnal de alarmă. După cum ați văzut, am reușit să salvez un cățel de la o moarte foarte sigură. Pentru că, după cum ați văzut, acel cățel era înțepenit cu capul într-un bidon de 5 litri, lăsat la voia întâmplării de niște oameni destul de inconștienți sau pur și simplu poate chiar a fost pus ca și capcană, deci nu știu, avea o gaură în el pusă expre pentru a bea animalele apă, dar gaura era făcută în așa fel, deci nu știu, câinele alea zici că a fost băgat forțat acolo în acel bidon și vreau să trag un semnal de alarmă în sensul că uitați-vă, toate aceste peturi, toate aceste hârtii, absolut orice, o pungă, putea să fie o pungă înfășurată în jurul gâtului, pe lângă faptul că, nu mai zic, a avut și o sârmă, deci era legat cu sârmă, câinele acela nu avea niciun lanț, sigur era cuiva, a fost scăpat, nu era chiar slab, câinele se vedea că era de pe la casă, de pe acolo, dar câinele acela, deci nu vine să cred, deci când l-am văzut în momentul ăla, deci apa era clocotită la el acolo în bidon, apa clocea. Și am zis, băi frate, deci efectiv din mers, din mașină, eu l-am văzut pe marginea câmpului cum mergea așa. Prima dată am zis că are un guler dintre ăla cum au anumiți căței de la doctor veterinar după ce au o operație sau ceva de genul. Sau că are o pungă așa înfășurată puțin, dar am zis, mă, hai, trebuie să întorc neapărat, am întors mașina, m-am oprit să văd ce are. Și nu mi-a venit să cred în momentul ăla, am zis, băi, trebuie neapărat să încerc să-l prind. Deci prima dată am crezut că va fugi, mă temeam să nu fugă câinele undeva prin câmp și să nu reușesc să mă bag după el. Dar era destul de cuminte și se vedea că era un câine blând în momentul când a început să dea din coadă. Mi-am dat seama că pot să-l ajut foarte repede și ați văzut și voi că era înțepenit, deci nu mai avea nicio șansă. Singura lui șansă, nu știu de cât timp era băgat acolo, dar după apa care era destul de clocită, cred că avea cel puțin o oră, două, era în mijlocul zilei, era foarte, foarte cald afară și mai avea doar capacul. Deci avea noroc că nu era pus capacul pe unde era capacul, pe acolo el respira săracul. Și deci fraților, nu mai aruncați gunoaie, nu mai aruncați gunoaie la voia întâmplării, nici în apă, nici pe pământ, pe nicăieri, pentru că după cum vedeți, poate să fie chiar câinele tău, poate să fie orice animal, poate să înghită o pungă, poate să moară, îi se lipește de stomac, ca exemplu. Sau, în cazul ăsta a fost ceva mult mai grav, putea să moară sufocat și acolo rămânea săracul, deci nu mai știa ce cu el, pentru că lui era foarte, foarte sete, de fapt era o cățelușă, era foarte sete și săraca a încercat să bea apă și acolo a rămas înțepenită și nu știa ce e cu ea. A avut mare noroc că am trecut eu pe acolo și am vrut să filmez asta ca să vă arăt și vouă, poate unul să ziceți că wow, fac asta pentru filmare și așa mai departe. Nu frate, deci mie îmi plac animalele, dacă vă uitați pe videoclipurile mele, vedeți numai clipuri cu animale în mare parte, eu iubesc animalele și încerc să le protejez cât pot de mult. Așa că vreau doar să vă zic, nu mai aruncați bidoane, nu mai aruncați hârtii, orice ambalaj,
dacă ești în mașină, mai ales urăsc oamenii care îi văd în mers din mașină, aruncă ambalajele pe geam, oriunde apucă, prin câmp, absolut peste tot, frate, e o căprioară sau ceva, sau un animal, o vulpe, un câine, și mănâncă, el nu știe ce e, bagă botul acolo, îi rămâne înțepenit și se sufocă, moare. Nu mai faceți asta, nu mai aruncați, lăsați-o în mașină dacă sunteți în mers, pune în torpedo, pune-o lângă tine undeva, că nu e greu, frate, să o pui lângă tine și să o arunci la un coș acasă. Deci urăsc oamenii care aruncă pungele de la semințe sau gumele, sau absolut, și gumele dăunează foarte, foarte mult. Deci o gumă aruncată pe jos e foarte dăunătoare pentru păsări în general, pentru că păsările, după cum vedeți, o pasăre sălbatică, un porumbel, o vrăbiuță, ea o mănâncă și se lipește de stomac și foarte, foarte curând moare, pentru că acea gumă nu se digeră în stomac. De asta nici noi nu trebuie să mâncăm ca și oameni gume. Deci nu mai aruncați ambalaj, nu mai aruncați gume, nu mai aruncați bidoane, peturi și așa mai departe, nici în pădure, în primul rând în pădure, pentru că durează 100 de ani până se regenerează, să zic așa, porțiunea aceea unde a fost aruncată gunoiul. Și chiar mă bucur că am reușit să-l ajut, pentru că nu cred că altcineva ar fi oprit, sau pur și simplu poate nu l-ar fi văzut și s-ar fi dus direct în câmp cățelul și murea prins cu capul printre crengi și sufocat. Ați văzut și voi acele imagini. Încercați să protejați mai mult natura și chiar și pe voi, pentru că natura face parte din noi. Vreți să trăim cât mai mult, să omenirea asta să trăiască, să zic așa, protejați natura și o să ne protejăm și singuri, dacă nu ne ducem toți de râpă. Cam asta am vrut astăzi să vă spun, sper că ați înțeles mesajul, sper că am fost cât mai direct și noi ne vedem la următoarele vloguri. Așa că dacă vrei să mă urmărești în continuare și ești nou pe acest canal, nu uita să dai un like, să distribui acest video mai departe, să vadă și alții mesajul ăsta și acele imagini, pentru că se vede de la sine ce se poate întâmpla, și nu uita să te abonezi la canalul meu. Așa că noi ne vedem data viitoare. Numai bine!